Așa cum vedeți și pe afișurile noastre, noi suntem pregătiți pentru un nou început și va fi un nou început pentru Botoșani, o șansă pentru dezvoltare, pentru că am început cu și suntem alături de niște echipe foarte bune de consilier. Ei sunt forța noastră, pe ei mizăm, pe tinerețea lor, pe experiența lor în diverse domenii unde activează ei. Eu personal vreau să fac Botoșaniu mai puternic, pentru că eram la un moment dat foarte puternici și spun undeva, când s-a terminat anul 2012, am stagnat, iar Botoșaniu trebuie să aibă o șansă la dezvoltare, împreună cu domnul președinte știm ce să facem pentru asta. Nu vom face decât o campanie bazată și tot ceea ce spunem noi, bazată pe realitate și pe ideile noastre vom avea în plan și vom avea în programul nostru electoral idei pentru dezvoltarea Botoșaniului, cred că este singurul lucru prin care județul și municipiul să se dezvolte.